trebuie să recunosc că nu mi se pare foarte importantă chestia asta cu aprinderea focului cu bară de aia de ferocerium sau amnar sau cum mai vreți voi să numiți. Mi se pare un pic ieșit din comun faptul că e așa de promovat modul ăsta de a aprinde focul cu amnar, deoarece dacă e să fii într-o pădure sau într-un caz extrem, cu siguranță mai degrabă ai o brichetă la tine decât un amnar. De exemplu, ca să facem așa un mic studiu, gândiți-vă voi cât de repede ați face rost de o brichetă în cazul de față. Deci acasă, în confort, cât de repede ați face rost de o brichetă și cât de repede ați face rost de un amnar. Bricheta de fapt o ai de 10 ori mai repede. Cel puțin de 10 ori mai repede, că eu cel puțin nu am găsit prea des amnare la vânzare. M-am gândit să fac aici focul. Nu înțeleg exact chestia aia cu amnarul, de ce e așa de promovată, dar vă spun că acum să fim serioși, trebuie să recunoaștem că așa cum poți să ai o brichetă la tine, poți să ai și un amnar sau invers, și cum poți să aprinzi focul cu o brichetă, poți să aprinzi și cu un amnar. Mai rău, cred că ăsta e ud și nu prea vrea să aprinde. Mai rău chestia e că un amnar găsești foarte rar. Adică nu știu câți din voi ar putea face rost în momentul de față de un amnar. Și în cât timp, mai degrabă zis. Că de fapt asta e important, în cât timp. Facem rost, nu-i problemă, dar cât timp ne ia să facem rost de o brichetă și cât timp ne ia să facem rost de un amnar. De ce zic asta? Pentru că foarte mulți pun oarecum preț pe aprinderea focului în sărbăticie cu amnarul. Nu zic că e ceva rău, dar mi se pare așa ieșit din comun, adică hai să fim serioși. Da, dacă e să vorbim despre piatră de asta silicat sau cum să o numi, atunci, într-adevăr, da, să zic că nu ai nimic la tine de aprins focul, apelezi la ce găsești și e foarte bine să ai niște informații, niște cunoștințe în legătură cu aprinsul focului. Dar așa să scoți amnarul din buzunar și să aprinzi focul sau bara de ferocerium, mie mi se pare un pic ieșit din comun și așa mai spre laudă, spre extra. Bineînțeles că fiecare face cum consideră, însă eu așa merg pe varianta asta. Dacă ai un amnar, înseamnă că ai avut vreo 10 brichete și le-ai aruncat sau le-ai pierdut și ai rămas cu amnarul sau cum. Aș fi curios să aflu voi ce părere aveți despre aprinderea focului cu amnar. Și poate înscrieți într-un comentariu să înțeleg și eu un pic lucrurile astea, că nu le înțeleg, adică îmi place, e interesant așa, ca și, cum să zic, să ai cunoștințe, să poți să fii în stare să aprinzi cu amnarul, da? Nu știu la ce ți-ar putea folosi, că ar veni o apocalipsă și rămânem fără brichete, atunci rămânem și fără amnar. Și atunci o să ne descurcăm să aprindem focul cu pietre, efectiv, pietre și o bucată de fier, dacă găsim pe undeva, dacă nu, rămânem fără foc. Uite că totuși focușorul nostru s-a cam aprins, deși îți cam ude lemnișoarele. O să-mi aduc câteva de alea mai groase să fie, că nu am de gând să stau lângă el. Deci îmi bag lemne groase să fie aici,
să ardă liniștit și apoi în voie, că eu am alte treburi de făcut, nu stau după foc.